Mi sei preso il giocatore, sta in trappata. Vreau să zic prezint pe noi jucători de la noi. Domnul Tor, va trebui să dai o tricou, dar nu m-a tatăl să vă să-l întorc în partea cealaltă, pentru că nu să se vadă. Ăsta va fi numărul cu care va juca el. Pentru a-l întrebați pe el de ce și aveți numărul ăsta. Îs curios de ce l-ai ales. Rigli sau... De kilograme. Că ai vizitat la 90. Născut în 90 sunt născut. Vă l-am avut. Să da. Următorul jucător este... Georgian Toba. Bine, la Severin. Și aici a avut un mare merit el, care a ales UTA, la 20 ani. O condiție mai... puțin la bani. Noi ce am secundat 2009, nu? Poate că am ales jucător din 2009. Da. Revelația anului 2009. Da. Și... nu în ultimul rând. Nu în ultimul rând, Marius Mitu. Eu vă spun imediat povestea. 99 mi-am putut la mine în oră de când am plecat din țară. Peste tot unde am trezut, unde am jucat. Deci am 10 ani când joc. Sper în continuare să mă... Din punct de vedere sportiv, eu am găsit aici un grup foarte bine studiat, un grup cu niște băieți cu calități. Mă gândesc dacă în turul campionatului au reușit să termine pe locul 2, câteva mici milioane, am înțeles, nu au fost pe primul loc, un oraș atât de mare ca Aradul să nu aibă o echipă în primul șanat. Ai văzut intermeciul pe Ceargiu și pe Mărși? Da, da. Și ce crezi? Sunt echipele care se combat? Sunt, într-adevăr, sunt două echipe bine clădite, două echipe cu potențial. Mi s-a părut că Argeșul, bine, este primul meci care îl văd. Mi s-a părut că Argeșul este deasupra nivelului campionatului de Divizia B. Au o echipă foarte bună, însă sperăm să câștigăm meciurile care sunt mai ușoare și cu un meci direct cu ei să facem diferență. Postul care joci acum la UTA, îți convine cel mai mult? Trebuie să te adaptezi. Nu peste tot găsești același sistem pe care ți-l dorești. De ce ți-a convine? Să-i transmitem la UTA. Ca să câștigăm și restul urmele. Bogdan, ai zis la logic că n-ai rămas la... Nu. Ce? Chiar am avut. Vilau e până la echipa a doua. Asta e mai importantă decât echipa a doua lui Vilau. Totuși, ce a semnat pentru tine aventura asta pe 4 săptămâni? Foarte bună. Am pregătit cu jucătorul bun. Mi-a dat încredere în mine. Vezi sau pe Podol, că nu te-ai fost acolo? Se poate spune și așa. Ai avut o discuție cu Ion Scopa, de ce ai revenit? Nu, dar până asta nu am știut. Georgian, îți pare rău de tot. Bineînțeles că în bazele lor de echipa la care am evoluat, am avut evoluții foarte bune. De la această echipă am reușit să ies în evidență. Sunt probleme financiare peste tot. Ei nu au avut nici sprijinul primăriei și de aceea să ajung aici. De ce UTA? De ce UTA? De ce ai răsit? Am spus că financiar a avea efectul mai bun. Am pregătit cursul ziceam, am să rămân acolo. Am avut oferte de la echipe din Divizia B. Am ales UTA pentru că are un lot de jucători foarte bun. Am venit aici pentru Mister, care e cunoscut la vârsta de 16 ani.
m-a lansat în fotbal la Poliaș. Sper să joc, să pun numărul la... și să ajut echipa. Cum vezi concurența pe postul? Concurența este benefică. Zic că peste tot trebuie să fie concurență ca să poți să progresezi. Poți să joci la ambele? Da. Și unde este la ambele? La ambele. De unde este nevoie corpul să iei putere? Mare, să acum că ai semnat cuota, ne poți spune la ce echipe de Liga 2 puteai să pleci? A, echipe care se doar la tot, vreau. Ce? A, nu să nu mai. Mi-am fost de postez,